Antreprenorii din Nisporeni s-au adunat la tradiționalul concurs raional Cel mai bun antreprenor al anului, concurs ajuns deja la ediția a noua. Scopul evenimentului constă în efectuarea unui bilanț al reușitelor înregistrate pe parcursul unui an al agenților economici, subiecte ai businessului mic și mijlociu, indiferent de genul de activitate, forma de organizare juridică și tipul de proprietate. Întreprinderile mici și mijlocii joacă un rol cheie în dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova, fiind caracterizate prin dinamism, flexibilitate și varietatea oportunităților pe care le oferă. În condițiile economiei de piață, activitatea antreprenorială este o forță care are un aport substanțial la îmbunătățirea situației economice a societății. Odată cu decernarea premiilor, laureații au adus sincere mulțumiri și și-au exprimat încrederea că nu se vor opri la cele obținute, ci vor merge înainte pe calea progresului și prosperității. Aici, în Moldova, sunt multe posibilități, mai ales la ora actuală, mai ales apropierea față de Uniunea Europeană, mai ales fondurile care vin la noi în țară. Aici nu ai nevoie nici de capacități uriașe, nu ai nevoie nici de foarte mulți bani. Aici ai nevoie de curaj, de curaj să faci un pas înainte. Eu personal am renunțat la România, am renunțat la Franța, am renunțat la studii superioare, pentru că mi-am dat seama că cea mai bună decizie care puteam să o fac este să revin în țara natală și aici să încerc să fac și să schimb ceva. Încercăm să ne descurcăm cum putem, să facem pentru populație ceva frumos, care producere, care noi prestăm anumite servicii. Vă mulțumesc încă o dată și succes și la restul. La ediția din anul curent, concursul s-a desfășurat la 6 nominalizări. Printre laureați s-au regăsit întreprinderile de producere, construcții, comerț, servicii, meșteri populari și tineri antreprenori.